Cei mai mulți liceeni care au depus contestații au avut câștig de cauză. Au fost crescute și 10 de note sub 5, fapt ce a permis creșterea ratei de promovabilitate. Au fost acordate, în urma recorectării, și mai multe note de 10. Procentul de promovabilitate este acum de 65,73, cu 1,61 mai mare decât înaintea contestațiilor. Din păcate, medii mai multe de 10 nu avem, note de 10 sunt, însă am rămas doar cu 2 elevi în județul Olt care au media 10. Notele primite de elevii care au solicitat recorectarea au scos la iveală o situație alarmantă. Corectarea fie este făcută de profesori care citesc în diagonală, fie că se face fără a se ține cont de baremuri. În ambele situații este extrem de grav. La Olt au existat elevi care s-au ales cu note mult diferite de cele inițiale, iar peste 55 dintre ei puteau pica bacalaureatul din cauza notelor primite inițial. În județul Olt avem 765 de note mărite și 377 scăzute. Avem și diferențe semnificative între evaluarea inițială și evaluarea după contestații. Avem o lucrare în plus cu 2,40 puncte, iar alta în minus cu 1,75. În județ s-au înscris la bacalaureat 2575 de candidați și au fost prezenți 2358. Aceștia au depus peste 1200 de contestații, cele mai multe la limba română și istorie.